Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a agreat ideea de a elabora împreună cu specialiștii de la INCD INSEMEX Petroșani un ghid pentru secțiile ATI, prin care să se stipuleze cum trebuie verificate instalațiile, când, de către cine și cum trebuie exploatate ele, așa încât să fie diminuat riscul de explozii în spitale. Ideea a pornit de la Petroșani încă de acum un an, în urma evenimentelor nefaste din secțiile ATI din spitalele din țară, soldat cu pierderi de vieți, dar abia acum a venit și un răspuns oficial, consemnează jurnaliștii de la Cronica Văijiului. S-a constatat că este necesar ca în secțiile de terapie intensivă toți oamenii să știe că acum sunt instalații ce amplifică fluxul de oxigen și că se impun noi măsuri de protecție.